FC Argeș 1953, echipament alb-violet în aceste imagini, ține pasul cu principala contracandidată în lupta pentru promovare. În etapa a doua a play-off-ului, piteștenii au venit în Mușcel, mai exact în comuna Berevoiești, acolo unde timp de 60 de minute au fost ținuți în șah de echipa gazdă. Golul marcat de antrenorul jucător, Iulian Tameș, după o oră de joc, are adus echipa piteșteană în fruntea clasamentului, la egalitate de puncte cu Unirea Bascov. Apoi golurile marcate pe final de Mihai Burcea, minutul 87, și de Marius Pătrănoiu, minutul 90+1, au tranșat victoria în favoarea alb-violeților. Și nici nu este foarte greu să obții o victorie atunci când ai la mijlocul terenului un jucător experimentat, așa cum este Iulian Tameș, iar în tribună cea mai frumoasă galerie din întreg județul Argeș, suporteri care și-au propus să ducă mai departe culorile reprezentative ale orașului Pitești. În prezent, antrenor-jucător la FC Argeș 1953, Iulian Tameș evolua la începutul anilor 2000 pentru Aro Câmpul Lung în divizia B, fiind unul dintre cei mai buni jucători care au evoluat pe municipal. Vizitează sportinmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și video. Sportinmuscel.ro. Sportul în Muscel, secundă cu secundă. În finalul știrilor sportive de astăzi vă prezentăm tabloul complet al rezultatelor. În play-off, CS Mioveni 2, Unirea Bascov 0-5, Gloria Berevoiești, FC Argeș 1953 0-3 și Olimpia Suseni, Victoria Buzoiești 3-1. În play-out, DLR Pitești, Vulturii Priboieni 1-3, AS Micești, CS Rucăr 3-0 și Viitorul Ștefănești, Sporting Pitești 2-10.